Ok, boys, I'm fucking back. Seara trecută am avut balul bobocilor și acum sunt disponibil să fac acest live în care nu o să jucăm nimic. Din câte vedeți categoria, dacă uitați acolo jos, e oameni și bloguri. Pentru că nu o să jucăm nimic momentan. Până când o să vorbim mai încolo despre jocuri video, după cum se poate vedea în titlu. O să vorbim despre balul bobocilor și Best Game of the Year. Dar mai hai să vedem cine a venit. Ceara, Radu, Grija, Determination și Emergimo Inferno. Că toți suntem aici, vreau să vă las pe voi să decideți cu ce începem, pentru că, oh boy, we have some shit to talk about. Mulgi, Tristrau, te-am găsit și pe tine. Alright. Vedeți tropul ăla? Băieți, votați în el. Servus, salut Liblis. Salut Licantrop. Bine v-am găsit pe toți. Și ia, votați acolo, băieți. Așa s-ar, dar era atât de nașpa după ce am văzut. Uhu, vă să o povestesc la mine. Eu, ce-i drept, vă zic de acum. Nu vă zic, nu, nu. Vă las să alegeți. Vă las să alegeți. Holy fuck, e două voturi. What the fuck. Iar începem. Ok, Game of the Year. Cred că o să începem cu Game of the Year ca după. Pentru că cred că vă interesează mai mult. Și acum iar balul bobocilor, of course, of fucking course, 3-3, ok, ăla care votează acum face cea mai mare decizie ever. By the way, balul bobocilor, again, se pare că vorbim mai întâi despre balul bobocilor. Mai întâi, lăsați-mă să scot chat-ul pe telefon. Încă n-am rezolvat fața, trebuie să fac și eu măcar de un laptop vechi sau ceva care se poate conecta la PC-ul ăsta. By the way, că tot de-am întâlnit și așa mai departe, știți șleau, dacă cumva se oprește calculatorul, am primit vreun blue screen sau ceva. Deci o să revin imediat. Suntem 8 persoane până acum. Sper că YouTube iar nu bulește chestia asta și după când dau click. Sunt 6 persoane, de fapt. E Cuphead, nu joc Cuphead. Dar o să vorbim, stați liniștiți. Și despre Cuphead, pentru că în context îl avem pe Cuphead acolo. Alright, dar hai să vă spun că este scurt și la obiect, la balul bobocilor, ok? Deci, hai să încep cu asta. Sper că mă auzi și bine, stați un pic. Se aude un mic buzăici ceva, nu știu. Anyway, hai să băgăm default-urile la audio, stați un pic, că na. Filters, te rog. Defaults, bagă defaults. Alright. Bun. O să vă zic de acum, eu deja am mai fost la un bal la alt liceu. Pentru cei din Craiova știți că este primul liceu pedagogic și al doilea Henry Coandă. Eu sunt de la liceul Henry Coandă, ok? Deci în caz că, na, eu încep dimineața de la 8, poate dacă vreți să mă vedeți după vreo 6 ore, termin de obicei după 6 ore, veniți și voi în fața liceului și mă așteptați. Na, glumesc, că nici măcar nu știți cine sunt, lol. Anyway. Eu am fost mai întâi la cele de la pedagogii, pentru că am o cunoștință care m-a lăsat să mă duc la el. Am primit o invitație pe scurt și da. Eu nu prea sunt cine știe ce partyman și având în vedere că acolo nici măcar nu știam pe nimeni. Băieți, vă dați seama că eram silent as fuck, ziceam că-s Batman, ești nebun. Dar, deși au fost niște momente penibile, cum ar fi copiii făceau o scenetă, băieți, a fost cel mai cringy shit care l-am văzut vreodată. Era făcută de fete, în primul rând. Și să vă spun, era foarte cringe, fetele alea un pic de spirit actoricesc nu aveau, citeau, te parcă citeau de pe o foaie, știi, și aveau intonația aia de fată pervi, știi, care încearcă să facă actorie, gen,
Școala este atât de grea. Era o ștentă care făcea buză de ăștia, de ăstea proaste, dar mă rog. Actul a fost foarte shit. Ok, ăsta a fost un moment shit. A mai fost unul, fraților, a fost culmea la pedagogic, ok? Băieți, un candidat de la mister a vrut să facă stand-up comedy. Ok, n-am mai văzut stand-up comedy seara, poate era ceva care muream de râs, poate copilul ăsta care era talentat. Am mai fost copii care au făcut rap, care nu e ce îmi place mie, dar au făcut show. Am mai fost cineva care a cântat, copii talentați, ok? Tipul ăsta, nimeni n-a râs la stand-up-ul lui, băieți, nimeni, nada, zero. Fraților, jumătate, cred că un sfert din sală a plecat să-și verifice telefonul sau la baie în timpul numărului lui. Boys! Boys! Nici un pic de râs, fraților! Deci a fost așa de Anyway, da, și au mai fost părți, știți, au mai fost fete care arătau bine și cântau frumos, dar pe mine nu mă satisface de când, aha, cânt bine și așa mai departe. Dar băieți, tipul ăsta a fost penibil! Îmi pare rău dacă te uiți la mine, dacă printr-o șansă minuscule te uiți la mine, dar a fost penibil. Penibil. Stați un mic, test audio mic. E ok. Dar totuși, palul de la pedagogic a fost substantial. Copiii au dansat mai tot timpul, știți? Și pe scurt, pot să recunosc, deși nu-mi plac genul ăsta de petreceri, te ținea mereu așa, știi? Nu vrei deloc să ieși din sală într-un timp. Dar balul de la Harry Quand. Ok, să vă dau un mică chestie la ce să vă așteptați, gen un mic hint. Ăla de la pedagogic a ținut până la 12 noaptea și a început de la 7. Ăsta a ținut, dar Henry a ținut până la 10 și a început de la 7. Deci cred că deja vă dați seama despre ce vorbim aici, boys. Dacă la început nu știu ce am început, cred că direct cu anunțul, gen au chemat șefa Consiliului Elevilor sau așa mai departe să zică nu știu ce chestii. Aici am început cu ansamblu, nu știu, hai să zicem piatră de stâncă, ok? Piatră de fucking stâncă. Băi, băieți, tot ce făceam e pas față, pas spate, pas stânga, pas dreapta. A fost, deci, ansamblu piatră de stâncă n-a făcut nimic special. Deci a fost oribil. Așa că m-am gândit, ok, copilul face parte din ansamblul ăsta, știi, de la unul de la Miss. De la Miss, un copil de la Miss, nu de la Mister, pardon, am făcut fată, fuck. Deci, fraților, a fost oribil. Și m-am gândit, bă, poate au văzut ocazia că hai să aducem un ansamblu, na. Dar tot a fost shit, trebuia să vadă dinainte, bă, ce vă pricepeți să faceți. Mă rog, după a venit ăla și a anunțat, n-a mai venit niciun elev de la Consiliul Elevilor, dar mă rog. Și era gen, ok, asta e decât introducerea, nu e spectacolul în sine. Hai să vedem ce urmează. A fost un număr de dans făcut de elevii de la Mister și am zis, ok, why the fuck not? Again, mână la stânga, mână la dreapta, mână sus, mână jos. Nigări, nu, îmi pare rău că am zis nigger, vă rog YouTube, nu mă demonetizați. Nu sunt deloc rasist, suport LGBT, sunt mai mult decât două genderuri, adică bărbat, femeie și elicopter de atac. Anyway. Deci, fraților, au dat mână la stânga, mână la dreapta, mână sus, mână jos. Fost oribil. Deci, oribil. Dacă înainte ziceam că, bă, nu m-a satisfăcut cine știe ce ăla de la pedagogic, că ăsta a fost oribil. Apoi vin fetele. Wow, mi se mișcă țâțele, timp ce dau la stânga, dau la dreapta. And what? Tot dansul era fucking oribil. Da, mai făceau și niște moțiuni la gen, când își dădeau așa umerii în sens circular, știi, care ar trebui să fie o moțiune hot, știi? Dar, ce să zic, nici aia nu făceau bine, top check. Deci, și aia a fost shit. Până în punctul ăsta, deja toată speranța mea mi s-a dus. Au mai venit câteva grupuri care au, nu câteva grupuri. A venit un grup care a dansat, care era și la pedagogică, l-a fost ok, at least, ok. A mai fost un grup de street dance,
Ăla, a avut un pic de coordonare, I guess. A fost o fază în care fiecare membru făcea și făcea un pic de freestyle. Aia a fost cute. Aș fi acceptat-o. Copiii de la Miss și Mister n-au mai venit să facă nu știu ce probă. Nici măcar așa o scenetă, ceva cringe acolo. Zero. Au mai venit un grup de rapper să cânte ăia. Ce să zic? Deci, pe scurt, totul a fost shit. Totul a fost shit până în punctul de față. A mai fost la un moment dat încă o fată care a cântat frumos. Dar știi tu, cânti frumos, ai o față frumoasă, dar noi cine știe ce. A mai fost o fată care a fost și la pedagogica aia, a fost good. Dar în rest a fost oribil. Eu am dansat la fucking manele la banchet, vreau să mor. Și la mine, la ăla, banchetul de a 8-a, nu? Da, și la mine, stați liniștiți. După a venit tipul ăsta, acum nu ascult muzică, de ce nu? Urăsc muzica, de ce nu, comercială. Dar aparent de tipul care a făcut, repuia în melodia aia cu 30 de grade, din câte țin eu minte. Și a băgat gen hiturile lui, bla bla bla. Tipul ăla a fost ok. Deci ăla a fost, cred că, cea mai bună parte din toată seara asta. A făcut show, a lăsat copiii să danseze și așa mai departe, chiar a mers bine. Gen, good fucking job. Am și o poză cu el, cu dedasul ăsta. Hold the fuck up. Tezele chiar nu știu când le mai dăm. Trebuie să stau la curent cu chestia asta. Hold the fuck up, că nu vreau să-mi dau dox la... Nu vreau să-mi dau face reveal, dacă știți ce zic. Sper că nu dau trigger la vreo tastă dacă dau backspace. E frică că dau trigger sau ceva. Nu, e ok. Hai, stai că dau pe profilul meu. Hold the fuck up. Ce profil, mă, că eu am poza pe Drive. Shit, Rive. Yes, e Rive. Merge ok, good. Google Drive și o să-mi acopere și o fața cu avatarul meu sau ceva. I don't fucking know. Gen, tip, era liber, gen, mai erau câțiva oameni și eu, și eu repede l-am luat pe prietenul meu Dan. Nu Dan ăsta care îl știm noi. Pe prietenul meu Dan. Ălălalt, că avem mai mulți Dani în clasă. Și am zis, bă băiete, rapid telefonul, hai ajută-mă un pic. El, ok, nu e nicio problemă. Și m-a ajutat, mi-a luat aia și așa mai departe. Stați așa cu, o am pe mesă acum. Și am văzut că votul s-a dus pe Game of the Year, deci după ce arăt asta. Deci pe scurt a fost shit, nimic interesant, dar tipul ăla, hai să zicem că nu s-a luat balul, dar hai să zicem că pentru ăștia mai prostuți le-a dat ceva special la care să se gândească, lol. Anyway, cred că o am pe mes pe aici. Că am trimis-o și la LMP chat. Ok, ce vom face este că vom da open cu Photoshop. Ok. Și vom acoperi fața cu, nu știu, cu ce să o acoperim? Stați așa, am un nou emoji pentru Discord la care lucram. Hold the fuck up. Și nu gradieră, plus nu avea lag. Și dacă nu, fuck, am dat. Sper că n-am dat face reveal. Dacă dau face reveal, shit. Eh, asta e. Mi-ați văzut fața. What and what? Alright, chestia asta. Ok. So. Asta e tipul. Alright, eram gen, bă, prietene, hai că tot avem ocazia. M-a întrebat și el, nu vrei să faci o poză? Și eu eram gen, why the fuck not? Și da, din câte puteți vedea, am obținut o poză gratis, top fucking kick. Știu că acum o să vei gen, oh my god, poză cu... Nigga, nici măcar n-am habar cine-i motherfucker-ul ăsta, uite-te la fața lui, holy fuck. Deci că e hibrid din ăla, dintre o negresă și un alb, ești nebun. Ca să vă zic că chiar nu-mi place muzica asta, știți? Alright. Deci pe scurt, na, tipul ăsta a făcut un pic de show, ceea ce a mai salvat un pic tot live-ul. Chiar nu știu cine e, nici măcar nu știu numele, holy fuck. După au dat Miss și Mister, una a fost cine știe ce, o prietenă de-a mea a câștigat tot list. Și na, acum
cum? Țigara cu sombrero. Holy fuck you, god fucking damn right. Anyway, hai să trecem la subiectul mai interesant, ok? Ăsta e mult mai interesat decât balul ăsta, fuck balul. Alright, mai întâi ce o să fac este că o să-mi iau un notepad și o să fac textul mai mare, ok? Și o să scriu 1, punct. Nu, punct. 2, punct. 3, punct. 4, punct. 5, punct. De ce un puncte și așa mai departe? Păi, hai să vedem. Game of the Year. Yep, you're goddamn right. Sau site-ul ăsta te lasă să votezi într-un fel. Cu ce Game of the Year vrei și așa mai departe. Deja merge. Și mai sunt 19 zile, 13 ore, 14 minute și 42 de secunde. Până când o să fie live-ul și o să se vadă awards-urile și așa mai departe. Dar înainte să trecem peste ce e important, adică jocul anului, like what the fuck, hai să trecem peste niște subcategorii rapid, ok? Prima dată, best mobile game. Acum, n-am habar. Pot să vă zic o chestie care mă face să fiu un pic fericit? Stați să vedeți și voi. E că nu este Clash Royale sau ceva în genul pe aici, Clash of Clans sau Pokemon Go. Asta chiar mă mulțumește că ăștia nu se focusează pe astea faimoase care suc banii de la oameni, se focusează pe niște jocuri cu concepturi tari. Acum, nu știu ce sunt jocurile astea și așa mai departe, ăstea trei. O să le încerc, cel mai probabil că par destul de interesante. Dar. Vă spun. Chestiile care le știu sunt Super Mario Run și Fire Emblem Heroes. Și fuck Super Mario Run! Ce naiba e asta? Un joc care îți trebuie net pentru ce? Pentru o platformă care trebuie să apeși ca să sară Mario. Îți trebuie net mai mereu. Fuck this shit. Tu ești pe locul 5 dacă ar fi pentru porcăria asta. Fuck you! N-am nimic cu jocul în sine, dar pentru chestia asta care au făcut-o nu. O să votez pentru Fire Emblem Heroes, nu știu dacă o să mai accepte votul. Stați așa să... S-ar putea să mă pună să mă loghez prin Facebook. A, nu mai trebuie să trec prin chestia asta. Ok. Nu e nicio problemă. Deci, am votat cu Fire Emblem Heroes. Ok? Asta e alegerea mea. Îmi pare rău dacă v-am dat triggered. Să facă WhatsApp. Salut, domnule Z, bine te-am găsit pe stream. Tocmai am votat cu Fire Emblem Heroes pentru Best Mobile Game. Bla, bla, bla. Ok, hai să trecem la următoarea categorie. Best Core Music. Ok, asta o să dea trigger la lume. Sunt foarte sigur. Cred că o să dea trigger pentru că avem Cuphead, Nier, Zelda, Persona 5. Ce fac pe live? Salut, Vali. Ok, am vorbit despre balul bobocilor și acum votăm la categoriile Best Game of the Year. Destiny 2. Oi, Destiny 2. Nu știu ce e Destiny 2, ok? N-am habar ce e asta. Cred că e un... A fost un meme sau ceva cu el, nu mai știu. Ok. Ok. Sunt împărțit între Zelda, Cuphead, Nier și Persona 5. Mario literalmente are decât cam o singură melodie care face gen Jump Up Superstar. În rest, ceva mai deosebit nu e. Decât așa soundtrack Mario Sounding, dacă știți ce zic. Dar restul, se fac cumva speciale, știi? Destiny 2, nu știu nimic despre Destiny 2, poate știe Vali. Sper că e Vali despre care vorbesc, top kick. Jump up in the air. Dar, pentru muzica anului, o să votez cu Persona 5. Nu mai am ce să aleg. Deci, Persona 5. Deci, n-am cum să nu aleg Persona 5. Mm-mm. Nu pot și eu să vă testați, să vă dau link-ul. Awards, Trading Gamer, aici. În caz că vreți să votați. Dar nu votați ce votez și eu, votați ce vreți voi, ok? Deci Persona 5, uitați, muzica de pe fundale din soundtrack-ul ei. Și melodiile vocale, oh boy, sunt lit. Ce dracu e Persona 5? Eu al 5-lea joc din seria Persona, care pot să spun are, e grozav. Dar nu zic mai multe, că și
alte jocuri de aici sunt grozave. Să vedeți doar ce alegeri am la Game of the Year. Acolo o să fie cel mai greu. Dar nu alegem acum. La Game of the Year vreau să mă focusez mai mult, că sunt jocuri care chiar am auzit. Dar în orice caz, Persona 5 are votul meu pentru soundtrack. Best handheld game. Ok, Nintendo. Fucking Nintendo. Nu știu de jocurile astea. Așa mai departe, Puken Yoshi. Fuck Puken Yoshi, Woolly World. Nu mă interesează cine știe ce de mult. Nu știu dacă e bun sau rău. Monster Hunter. Am auzit de joc, dar nu sunt fan. Poate o să joc într-o zi. Alegerea mai interesantă o sectă și Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Aici sunt și fan Fire Emblem, trebuie să vedeți Fire Emblem Echoes. Ce au făcut cu remake-ul și cât de frumos l-au prezentat. E frumos. Deși și Samus a fost bun. Deși și el a fost șmecher. Am văzut din gameplay și chiar o să mă joc acum pe 3DS. Pot să zic că prezentarea la Fire Emblem Echoes și povestea și pur și simplu cât de fan este la gameplay. Cam singura problemă fiind cu ele map design-ul și poate lipsa de suporturi pentru cei care știți. Trebuie să votez Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Dacă ar fi fost un loc 2, aș fi votat pentru Samus Returns, dar n-a fost cine știe. Wow, Samus Returns, deși a fost foarte șmecher. Best Indie Game. Aici Băieți. Nici, nu știu niciunul. Golf, fucking Golf Story, Dopecheck, fucking Golf. Mică și te-am auzit de el, dar nu se poate. Nu se poate. Deci nu se poate. Trebuie Cuphead aici. Uite, l-am satisfăcut pe Greninja, ok? Dar nu știu niciun rest din jocul în afară de Mr. Shifty, care o mi se părut cine știe ce, wow. Și acum Game of the Year. Aici mi-am adus notepad-ul. Here we go. Chestia este... Ok. E timpul să votez pentru Game of the Year. Am pus așa să vedem cam ce aș alege eu, știți? Gen, dacă aș face un top acum, care cred că o să ajungă și pe canal acum într-un videoclip, o să-i dau cenzor și o să adaug și niște visual-uri și așa, știi? Ok, hai să văd dacă mă aud bine. E good. Alright. Ce fac? O să scot un Audacity și o să fac un videoclip din chestia asta, ok? Sper că mă aud. E perfect. So, uitați ce o să fac. Ca alegeri. În primul rând, hai să ne gândim la ce ar trebui să reprezinte un Game of the Year. Putem să zicem pur și simplu un joc șmecher, dar trebuie să fie un joc cu un impact asupra playerului, wow. Deci, wow. Ok? That's Satan. Ooh, now that's edgy. Lol. Ca să pun pe locul 5, care nu cred că se, cum îi zice, potrivește în locul Best Game of the Year, trebuie să fie PUBG. Trebuie să fie PUBG, deci... PUBG este pur și simplu un joc multiplayer care îl joci cu prietenii tăi. Nu e cine știe ce, wow, poveste grozavă, wow, soundtrack grozav și așa mai departe. E pur și simplu un... ce a fost H1Z1, literalmente. Nu e un joc prost, chiar mă interesa H1Z1 și mi se pare că PUBG-ul este un joc foarte drăguț regarding that, știi? Gen ca un succesor spiritual al H1Z1, dar ca Game of the Year nu, n-are nicio șansă. N-are nicio șansă, părerea mea cel puțin, dacă considerați voi, I don't know, dar chiar nu știu de ce l-ai băga. Aici e un mic sabotaj, o să pun Horizon Zero Dawn, pentru că tot ce am văzut a fost gameplay, un pic la SF, în rest, știu că se bătea o lumea care e mai bun, Zelda Breath of the Wild sau Horizon Zero Dawn. În rest, nu. Literalmente nu.
Am mai văzut gameplay. Poate e bun jocul, cine știe. Știu că nu știu ce era, roboți care invadau vremurile astea cu Neandertal și așa mai departe. Dar în rest chiar nu știu despre ce e vorba. Deci îmi pare rău, Horizon Zero Dawn poate e un joc cu poveste grozabă și așa foarte bun, dar ca impact nu i-a dat, cine știe ce impact, știi? Mai bine în loc de Horizon Zero, în loc de PlayerUnknown's Battleground sau Horizon Zero Dawn aș fi pus și eu Nier Automata sau ceva. Nu înțeleg ce caută jocurile astea două aici, când dacă Nier a avut o impresie mult mai mare. Poate Horizon Zero Dawn acolo, dar Nier să nu fie pe în alegeri chiar mi se pare foarte prost, știi? Alright, aici sunt marele hituri. Breath of the Wild, Super Mario Odyssey și Persona 5. Deși sunt fan Mario de când eram mic, trebuie să pun Mario Odyssey-ul pe locul 3. Pe cât mi se pare un joc grozav, care chiar se focusează foarte mult pe explorare și așa mai departe, chiar nu ai vieți, ca exemplu, ți se consumă monedele și pe scurt nu ai cum să mori în jocul ăsta. Ca impresie e un joc foarte bun, dar cine știe ce poveste și așa mai departe, rămâne un joc cu Super Mario până la urmă. Și deși am fost fan încă de la Galaxy și am văzut, nu mă jucam pe când eram mic, știți, pentru că aveam și un calculator și nu știam cum să emulez. Dar vedeam playthrough-uri, vedeam Sunshine, vedeam Super Mario Galaxy 1, 2 și așa mai departe. Pe scurt, n-a fost cine știe ce, știți? Ok. Aici sunt big hits. Breath of the Wild și Persona 5. Ambele jocuri au fost grozave regarding poveste, soundtrack și gameplay. Trebuie să recunoaștem. Și visual-uri. Ambele jocuri au avut un impact extrem de mare. Zelda pentru un timp a avut titlul Game of the Year, după a venit Persona 5, deci a fost un pic de cursă, știți? Hai să vedem, să băgăm acum ceva. Muzică. Suspense. Song sau ceva în genul. Ok, băieți, ambele jocuri au avut o influență foarte mare asupra comunității, știți? Dar este doar un singur joc care m-a impresionat pe mine extrem de mult. Acest joc, din primele secunde pe care l-am văzut, a creat un impact mare asupra mea. Acest joc m-a impresionat prin visual-uri, pentru asta am venit pe scurt, și m-a făcut să stau pentru poveste și gameplay. Acest joc rămâne, fără îndoială, jocul pe care o să votez este pentru Game of the Year, care chiar vreau să câștige și să fie ales fără îndoială și fără alte lucruri, Persona 5. Persona 5 mi-a câștigat votul. Chiar de nu l-am jucat, din ce am văzut
în playthrough, un playthrough întreg, am văzut fiecare secundă din el, m-a impresionat prin soundtrack, prin gameplay și mai ales prin visual-uri. Stilul în care prezenta povestea a fost awesome. Chiar de Zelda era pur și simplu beautiful, trebuia să aleg Persona 5 pentru stil. Îmi pare rău, băieți, pentru cei care vreați Zelda, dar Persona 5 mi-a câștigat votul. Bun, avem un vot. Îmi pare rău, băieți, dar trebuia să aleg Persona 5, nu aveam cum. Trebuia să-l aleg, știți? Poate dacă era Sanshimon mi-ar fi, dar nu m-a impresionat nici Sanshimon, cine știe ce, ca persona. Îmi pare rău, băieți, persona mi-a luat votul. Ok, să-mi iau cărcătorul, scuzați-mă un pic, telefonul meu moare. It's alive again. So, îmi pare rău pentru fanii Zelda, dar îmi pare rău. Ok, acum să salvăm fișierul audio, că o să folosesc visualurile de... Nu, o să fac eu visualurile mele și o să folosesc cam aceleași sunete. Trebuie să-l trec prin sound removal și așa mai departe, știți? File name, game of the year. Îmi pare rău, băieți, trebuia să fac asta. Hai să băgăm niște muzică din persoana, ca celebration am putea spune. Ok, Persona 5 OST. Uf, ce să fac? Hai să băgăm la surprise one, why not? Shit. Anyway. Eu, dacă mă întrebați pentru Game of the Year, știți ce aș fi pus? Aș fi eliminat pe PUBG și Horizon Zero și aș fi pus Cuphead și Nier Automata. Deci... jocurile astea, dacă erau puse, era pur și simplu perfect. Era chiar competiție, dacă știți ce zic. Și poate Super Mario Odyssey, Nintendo are deja două titluri, l-aș fi pus pentru altceva. Ce jocuri ați fi pus voi în loc de Mario Odyssey? Adică e bun și el, dar ce ați fi pus voi? Ați cam oprit din greșeală ăsta. Știu și eu, Pokémon Sun când a fost, ce an a fost pus? Anul ăsta? Cumva? Sau în 2016 de Crăciun, nu mai știu minte. Hai să stați să vedem. Pokémon Sun Release Date. Nu Ultra Sun și Ultra Moon. Asta nu contează. A fost în 2016, ok, nu mergea ca Game of the Year. Și nu s-a lansat încă Pokémon Ultra Sun și Ultra Moon, deci n-ar fi avut sens. Totuși, poate Fire Emblem Echoes? Poate Fire Emblem Echoes ar fi mers. Chiar de era în continuare la Nintendo. Ce ați fi pus voi? Întrebare. Question. Clash Royale Game of the Year. Top Kick. Stai așa. Games released in 2017. Let's go. Star Wars Battlefront. Wolfenstein 2, chiar de n-a fost lansat cine știe ce de mult timp. Ar fi mers foarte bine. Uite, South Park The Fractured Butthole, și ăsta ar fi mers ok. Nu Sonic Forces, fac Sonic Forces. Xenoblade Chronicles încă nu. Să mă gândesc. Life is Strange? Anyway,
Fire Emblem Warriors, nu am fi irosit-o. South Park, ori South Park, ori așa, dar și Mario Odyssey eu merge ca candidat bun. Dar în orice caz, să nu pui Nier și Cuphead, mi se pare chiar tâmpit. Deci ce naiba? Ce naiba? Îl puneți la alte categorii, dar nu-l puneți la Game of the Year, mi se pare chiar tâmpit. Sonic Mania, și Sonic Mania ar fi mers. Și Sonic Mania. Dacă n-ar fi fost neapărat încă un competitor de la Nintendo. Că Zelda Breath of the Wild deja e top peste Mario Odyssey. Dar pe scurt, mi se pare chiar tâmpit. Dacă mă întrebați pe mine. Foarte tâmpit. So, yeah, hai să punem aici. Zelda Breath of the Wild și Persona 5. Deci, îmi pare rău. Stai un pic, Vali, stați liniștit. Vali, îți pune acum ca să te integrezi. Lumea spune la buză. Stai liniștit. What? Vali crede că, copiii cer Clash Royale lui Olbuc, ce naiba, nu, stai liniștit. Zicem în glumă, nu gen. Facem buză. Joacă Roblox. Robert, bine te-a găsit pe stream. Dar pe scurt, na. Alte chestii nu cred că ar mai trebui să zicem. Am făcut un abonat în plus. Hold the fuck up. Bă, dacă ești pe stream, mă abonam nou, bine a găsit. Stați că sper că n-am deschis Streamlabs-ul și cred că nu a... Streamlabs. Cred că nu a considerat la afișat. Which is sad. Oh, it's useless. What could it mean by you? Cel din 2017 e shit, legat de Star Wars Battlefront. Nici eu n-aș fi băgat un fucking game făcut după Star Wars. I mean, Licantrop, vrei să te afișăm un pic pe stream? Uitați-vă la noua mea iconiță pentru donații. Fucking Kaede, ești nebun? FIFA 18. Ok, nu, trebuie să mai arăt chestia asta. Ai cu, nu știu, Rob TV, că arată mai simetric, I guess. This shit. And she's praying to us. Yes, se roagă ca Persona 5 să fie Game of the Year. Trebuie, dacă aveți cumva o imagine cu caie de calitate bună, gen să nu se vadă așa în ceață când mă uit la ea, să se vadă așa top notch, mi-o trimiteți pe pagina de Facebook ca să o folosesc ca din asta de donație. Momentan am legat cu asta cu prank caie de. Which is sad, I know. Wait, hold the fuck up să verific ceva. Ok. This is good. Elbex, te joci Mario Odyssey? Am dat skip momentan, mai bine aștept să-l iau altă dată. Fire Emblem Warriors pentru gameplay l-am luat în schimb, că na, chiar eram curios, știi? Dar rest... Nu e cine știe ce prioritate Mario Odyssey, mai mult nou Fire Emblem. Sau ce alte jocuri pe Switch m-ar mai interesa. Poate titlul ăla de Pokémon de mai încolo, dar momentan Fire Emblem Warriors nu e cine știe ce prioritate. Vei juca Persona 5, ori o să aștept ca emulatorul să devină din ce în ce mai bun. Vă spun asta, să prind 30 de FPS-uri, asta e prioritatea mea, nu 60, 30 de FPS-uri. Și nu-mi pasă de grafici. Și da, voi face o serie din jocul ăla când va fi gata, vă spun acum. Pana mea, l-am votat ca Game of the Year. Chiar de știu povestea și tot, eu nu l-am jucat personal. Și chiar vreau să-l joc. Uite, vrea suki-suki. Te pe site-ul Humble Dumble și ai un joc gratis. Și dacă găsești $20, se numește Killer is Dead.
Wait, Humble Double și un joc gratis. Ok, let's get a free game. Sunt ca un Jew acum, știți, și vreau joc gratis. Humble Dumble, alright. I want a free game. Get the bundle. I want a free game, ok? Wait, where do I get a free game? Where do I get a free game? I want free games. Nu, Mario vs. Rabbids, fuck that shit, e prost, deci prost. Dacă faci like cu baioneta, filmezi cu telefonul, va veni cineva? I mean, dacă vrei să dau raid. Nu, glumesc. Alright, where is the free game? Adică nu am gen credit card să-l conectez sau ceva genul, but I want the free game. Wait for what you want? No, I don't want. Where is the free game? Well, you know what? Fuck that shit. Killer is dead. Nici măcar nu sună cap. Cine știe ce joc? Anyway. Este piratarea. Indice ară. Nu suport piratarea în nicio cale, știți? Ok, ce să facem acum? You know what? Am chef de un raid. De un raid. Ok, băieți, să căutăm cuvintele magice. Nu, vedem recomandări live. Acum. PUBG de plictiseală. What? Păi că tot vorbeam de PUBG. Holy fuck, hold the fuck up. Dacă spuneți că e live de la mine, vă dau ban pe stream-ul meu. Alright. Ok, atacați, băieți. Natural, yes, of course. Ok, băieți. Holy asshole. Vă dau să dați copy-paste. Dar nu spamați. Și nu spuneți de la cine e, că vă bat. Cine te-a supărat? Auzi? Vreau și eu așa un... ceva acolo, știți? Ok, băieți, let's atacați! Atacați, băieți! Stați să vă dau tot, așa. Îl avem pe acest motherfucker. Sper că n-am oprit sistemul sau ceva, ok. Alright, boys, atacați. Atacați. Nigga, what the hell? Ce naiba se întâmplă? What? Ah, nimic. Ceva merge rău cu calculatorul meu, like, what the fuck? Am pierdut niște FPS-uri, nu știu dacă ați văzut. Gata? Da. O te-ai zis copii și o intra pe ea? What the hell? Ai jucat Pokémon? N-am jucat, frate, cred că e singurul joc pe care l-am jucat. Oh, top kick! Grinja, what the hell? Look at this shit! Nu pe chat la mine, ci că a intrat, s-au trezit copii și a intrat pe live. Wait, what? What? What the hell? Nigger, what the hell? Am undeva la 75 de kilograme și 1,7 m. Ia să vedem, hold the fuck up, ce-mi dai? Live cu promovări gratis? Live cu promovări gratis? Dar nu se aude nimic, what? De când nu se aude nimic? Well, ne mutăm pe asta, hell yes. Why is nobody doing something? Chiar mă întreb. Hai să atacăm aici. Alright, holy asshole this guy, I fuck troll. Healer 6-6, nu, am citit, de ce am citit 6, adică, na, stați un pic, inspectează elementul,
Ok, ar trebui să fie numele său pe aici, știți? Aici! Editează. Ok, și acum cum salvez? E gata, so it's done. Top kick. We're done. Ok, oamenilor, you are wild. Îmi plac Clash Royale. Fuck, ei iubesc Clash Royale. Top kick, we're trolling this guy. Ok, mărcă. Na, fraților, nu prea am chef de nu știu ce, pentru că nu prea am găsit ceva good până acum. Ce să facem? Hai să facem un pic de Zelda, că n-am jucat oricum de mult timp. Cred că e mai ok un Zelda acum. Aha, let's do this. Hai să, first of all, să oprim Elgato sound-ul. Advanced. Aha. Și sperăm că nu mi ulește asta sau ceva. Aha, nu mai e desktop audio. Sau, a, nu, mă aud, ok, e bine. E good. Aha. Și va trebui să opresc asta după ce termin. Ok. Ok, box to the Batcave, I'm calling you. What? Wait, hold the fuck up, vine. Vii cum? Vii și tu, Radu? Holy hell. Well, să-l chemăm și pe el, why not? Alright. Mobile video has arrived, da, pe scurt. Deci putem face mobile video, tot chec. Ești present is here, again, action official here. Who the hell was this? Asta era Radu? Cred că era Radu. Hello! Oh shit! Și tare, te auzi? Mă aud cumva? Da, te auzi. Perfect! Merge! Să vedem dacă merge acum. E ok? Acum nu mai au pe Radu, of course. A, pe bune? Pe bune! Ia team chat! Spui, Radule, spune ceva. Salut. Merge, ok. Trebuia să dau pe team chat, ești nebun? Ok. Microphone, where do you friends hear your voice? Așa, e bine. Deci, ce zic eu să fac este să mai joc niște Zelda, că n-am făcut de mult timp. Well, ți-a apuc chiar trici, stați așa. Că cumpăr copii fizice, că na. No free shop. Ca pe unde ești, că na? Sper că nu ești până la final să-mi iau spoilere de la GNC. Asta e, a plecat. And it's here! Am adus chiar frigiu. Te-am întrebat pe unde ești în joc. Unde sunt? Sunt la faza care trebuia să fac o poză tipei ălea. M-ai convins. Alright, how do I get this cartridge out? I'm not going to leak it. Am zis cam pe unde, ca... leak it, please. Leak the Zelda cartridge. Jur că dacă începe chat-ul să zică leak the cartridge, nu știu ce le fac. Bună seara. Stai că cred că am scris... Mamă, ce am zis că faci? Alright, so chestia cu care o scot pe partea asta... Pe care? It's in, boys. It's in. Yep, the cartridge is in, boys. Să scoatem Joy-Con-urile, the Joy-Con boys. Eu am cam pe unde ești, adică la jumate, la final. Crezi că știu care e jumatea și care e restul? Păi nu știu, cum o simți tu? Cum o simt eu? Cred că
Early to mid. Cred că early to mid. Plănuiesc să-mi iau un Switch. Și da. Nice. That's Breath of the Wild, mate. El, yes, that Breath of the Wild. Adică mai e vreun motiv? Bună ziua, toată lumea, numele meu este Max. Și azi să invităm cum să ne sinucidem, să învățăm, să ne... Bine că eu citesc, îi invităm. Invităm sinuciderea în casă. This is Thunder Type USP. Kids, don't kill yourself, because it's bad. Alright, let's see. Connect the device and get started, but it's already connected, huh? E ciudat că live-ul se aude cam încet, adică, na. Cam încet? Adică eu pe tine acum te aud normal, dacă aș porni live-ul, te aud fucking foarte încet. Și cred că și pe mine, dacă nu mă știu. Hai să mărim microfonul, Dan. Mic aux up. Let's think. Dacă nu merge, trec la Danganronpa. Fuck it. Nu știți ceva, trec la Danganronpa. Screw this shit. Dang la ce? Ah, tu n-ai habar de joc? Da. Holy fuck, caută pe Google, ești nebun. Pe Google, pe Bing? Holy fuck, folosești Bing? Da. Cine folosește Bing? Bună seara. Nu cred că am scris bine și mi-a dat... No device the hell. Ceva poză cu Leo Messi pupând ceva dita mai căcat de cupă. What? De ăsta cu mustață pedofil. Ok, asta e ciudat. Poți să trimiți. What the hell? O să mi se vadă așa de la ecran, din păcate. E, și de asta nu folosim Bing, copii. Ne-a poftim. This goes here. Oh my god, there are so many cables. Deci sunt așa de multe cabluri. They are not cables, they are tentacles. Oh, for fuck's sake, Radu. Na. Now how does it today in Minecraft? No. Că scriu Danganronpa. No, mai zic ceva. I don't know. Poate dacă îl pun aici. Connect your capture device to get started. Yes, of course. Și cea mai tare parte, că acum am netul pe telefon, mi-am făcut hotspot, că mi s-a tăiat netul de ieri. Asta înseamnă să știu fishmaker. Hai să încercăm another thing, then. Poate dacă pornim un capăt. Mesaj retras versus mesaj retras. Ok, maybe what? If we do this. What? What? Mamă, ce m-am speriat? Radu, le zici și tu ceva cu mână, că te rezolv eu aici, plus. E, bună seara toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. Îți convine? Yeah, it sounds... Yeah, amazing. Deci... Nice. Vrei să auzi un sunet care sigur o să-ți placă? What? Ia. Stai, o secundă. Oh my god. Pa. Suntem retro băieți? Suntem retro băieți? Wait, ăla e ăla original. Hold the fuck up. Hold the fuck up. E ăla originalul. E originalul. What? Mai știi că ți-a zis de tipul Game Boy? Te-a dat? Nu, mi l-am promotat. Când să-l termin, că a zis că, bă, eu nu mai joc, eu Steam. Dacă vrei să-l termin.
And they was like, okay. Și are o copie original de Pokémon Blue, deci da. That you're capturing boys. Bă, de unde dracu făcea rost de Flash? Bă, am uitat. Flash. Știu că era treat. Era tipul ăla, lângă ăla care trebuia făcea trade cu Mr. Mime. Nu mai știu, sigur. Nigga, that's bullshit. Știu că am folat, dar nu ți-am zis să-ți dea flash-ul. Ok, Dan, mă duc acolo. După ce obținei cardul, nu? Hmm? După ce obținei card. Pretty much. It's not getting... Nu primești curent sau ce? What the hell? Că vreau să intru adică în oameni, zici... nu doar de nimic. Adică nu văd nimic. Știi ceva, băieți? De obicei când am o problemă, caut pe Google, nu pe Bing. Ok. Ce-ai zici că rămâne meme? Capture... Speedrun în ghilimele pentru că am făcut rost de un level 100 Gengar și un level 100 Mute înainte de Brock, deci da. Iubesc glitch-urile. Yes. Elgado, ok. Sper că nu s-a zis ceva de la mine, nu? Nu. O, stai, tipul ăsta avea un Charmander. What? Make sure your USB. Oh my god, să nu spun că e USB-ul. Eu conectam camera. Ești nebun? Nice. Asta era problema. Ah, păi uite where the USB cable is. USB-ul era jos pe aici și eu conectam camera și mă întrebam de ce nu merge. And here we are. Am găsit USB-ul, o să meargă acum. Stai, trebuie să caut pe Bing. Alright, game capture needs to be connected to USB. Oh, acum vrea și USB de alt tip, ești nebun? USB type 2, păi... ...sumurile. Doesn't see... Ah, type 2, uite aici. The device is in use by another application. Thank you very much. The device... Ah, nu, trebuie, cred că era de la sound capture, stai așa. Holy goddamn freak. One moment, please. And... merge! Radu, zi ceva ca să testăm. Păi, bună seara. E perfect. Stați să testăm și audio-ul. Zi ceva ca să testăm. Mă duc să găsesc play. E perfect. Cred că acum am audio mai tare decât auzi tu. Ok. Hello? Pe bună seara. Perfect. And începem, boys. Stai să-ți dau și ție screen share. And we go. Magic. Magic snort snort. Wait, nu vede right? Joy-Con-ul drept? What? Ok. Și hai să... Let's enter the game, shall we? Hey kids, wanna see a dead body? Run, oh no, e all box repede, run.
Ce tot îmi trimite ceara link-uri, what the hell, că nu mai fac raid-uri. Ia, caut pe telefon rapid. Ah, hold the fuck up. Îmi trimite meme-uri, ce naiba. Ok, continue. Nu mai am habar ce făceam. Again, dacă sunt probleme, nu e live? XD, what? Ok, ideea următoare. Dacă e vreo problemă audio, știți ce să faceți. Raport adminului. Adică, basically eu. Corect. Adică știi că alte comunități mai mari au gen admin, sub admin și așa mai departe. Eu ce naiba am? A, uite, mai... Oi, oi. Adică graficele... Da, încă țin minte. Ei, uite... Păi și eu țin minte. One moment. Ok, cum naiba facem o poză? Sunt sigur că nu așa. O să încerc, uite! Self-portrait, what? Oh, you can take a selfie or some crap like that. Și dacă te apropii prea mult, dispare. Deci, practic, ești o fantomă. Deci, practic, game theory conform. Este Link mort în Zelda Breath of the Wild? Da, cum era Majora's Mask. Exact. Legend of the Big Booty, Thick Booty. Alright, let's see. Hello. Snap, how's the picture going? I took one. I can't wait, let me see it. This one. Who is this beautiful young creature? Alright. Non-poor person, that's not a pretty girl in these images. Yes, there are some old landscape photos in the album. Had made progress to his camera feature, but this Linky. The responsibility of the company her to all places here this picture were taken. Ah, asta e cu amintirile, ești nebun? Gen trebuie să merg locurile astea ca să-și reamintească Link chestii. Wow. Da. Well, fuck. Yes. Și-a luat toți banalează reclama cu Dalin în chat, holy crap. A, trebuie să văd staturile noilor Pokémon, dar mai întâi să joc și eu jocul. Nu-i așa? Mie nu mi se updatează căcatul ăsta de free shop. Intru pe el și nimic nou, tot timpul, îi dau refresh și continuu și nimic. Deci nu mi-apare, pur și simplu, Ultra Sun și Ultra Moon. La mine s-a updatat, poate e de la... De când ai... nu ai mai umblat la free shop la stetări? De o grămadă de timp. Adventure log. You proved the camera cross working with Catcher and Pura, according to Pura, the album already has picture in the past. Where could have been? Impact Kakaroki Village might be the answer. Deci trebuie să mergem în Kakaroki Village. Istoria Ganon e genul The Free the Divine Beast. Nu mă interesează momentan. Ăsta mă interesează momentan. Unde e harta? Pe minus? Da, uite aici. Păi ce să facem? Presupun că ne ducem, nu? Dar să mă reamintesc eu cum mă jucam jocul ăsta, hold up. Și pe unde o luam ca să... alright, nu pricep nimic. How do I escape from this existential hell? Open, uite aici. Vezi că știam, dar te-am lăsat să-ți dai tu seama. Să descoper eu. Da. Alright. Unde sunt scuturile? Păi vreau și un scut mai... care nu se sparge din prima, știi? Săgeți vreau normale. Let's Minecraft it. Minecraft? Și Farmer's Pitchfork, ca exemplu. Și cum atacam?
Asta că am controlurile. Stai așa, control. Controlele sau controlurile? Controlele. Jump, attack cu Y, ok. Nu mai țin minte, oare, și dacă săream o dată, cum săream? A, uite așa. Puteam să activez ăla, paraglider-ul. Dar pe mine nu mă interesează să mă duc într-acolo. Stai, mai stai o dată, mai stai o dată. Nu, așa. Audi, dai. A, uite. Oh, shit, this is the first game that Link can jump. Oh, da. Mi-am amintit de meme. Oh, da. Adică puțin, dar măcar e un început. Dangaroma 2, Dangaroma 2, Dangaroma 2, Dangaroma 2. Dangaroma 2. Killing Harmony is gay. Nu, mi-a plăcut mai... 2 a fost cel gen... Dangaroma 2 a fost cel mai puțin plăcut joc după mine din seria Dangaroma. Părerea mea. Au fost mai bune celelalte. Oh, nu, nu cădea în apă, nu cădea în apă, nu, 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 nu. De ce? Că nu vreau să cadă. Stai, ăsta dacă e... Iarăși Link nu poate nota? Poate nota, dar nu am chef să not. Ok, asta e completată, nu? Asta e completată, da. A, nu, nu, eu credeam că e shrine din ăla, for fuck's sake. A, da, căcaturile alea de luai torțele și... Da. A, și s-a găsit să plouă fix atunci. Game design, fucking game design. Alright, boys, it's time to head to that village. Dar mai trebuie să mâncăm și noi ceva, shall we? Hai să mâncăm mere, why not? Și trebuie să mai bag HP, ești nebun. Ok, let's jump. Only 3 hearts? Why? Pentru că am băgat în stamina mai întâi. Și n-am suficient chestii din alea. Stai, ce, nu mai sunt hard containere? Nu, nu sunt hard containere, trebuie să completezi shrine-urile, primești un reward. Oh. Și după ce primești reward, what is this? You found the secret mine? E un secret, dar ce face chestia asta? What? E interesant, though. Nu înțeleg ce ar trebui să facă, dar am găsit un secret, ok? Ok, ai un dita mai craterul acolo, nu o să o iau pe acolo. Direct în el, ce naiba. Uite, e ceva acolo, dău? Acum, dacă sunt ceva monștri pe acolo, nu știu ce vă fac. Oh, ce e aici oare? Oh, sunt pietre. Rock salt. Oh, what the? Tocmai ești atacat de niște pietre. Please don't hurt me. Game design. Game design. Alright, dă-mi buta. Sare. Ok, cum dădeam focus în diferite direcții? Așa. E fix ca în Fire Emblem. Ah, fuck it. Măcar am făcut rost de niște sare, ok? Adică, am eu... am făcut rost de ceea ce sunt, salty. Dacă în generațiile astea ai limită la bag. Oh, da, și trebuie să depozitez în PC, știu, de când mă jucam eu. Ok, truc. Nu lăsa pe Link să oboseze fix, să obosească fix când... Chucky is boring anyway. Chucky a fost meh ca personaj. Adică în anime avea o expozițiune mai mare, dar în rest... But the white hair bitch, though. Cine e the white hair bitch? Că știu multe fete din Danganronpa cu păr alb.
Uite, deci astea poți să le ucizi din câte știu și le faci rost de carnea lor, which is good. Sunt tentat să bag mai multă stamina în Link, dar parcă mai mult HP ar fi mai ok. Ce zici, Radu? What? Nimic. Deci spune că n-am fost atent. Aș vrea să... Sunt tentat să bag mai multă stamina pe Link, dar parcă mai multe harturi ar fi necesare, cred. Mi-e ok, combat. Exact. Plus că nu sunt eu cine știe ce trickster. What the fuck is this? Ce prost sunt? Alright, mi-e frică de munții ăștia, dacă e ceva periculos pe aici. Sunt speriat de când am văzut bestiile alea care mă tot loveau cu razele lor. Pico deserves to, Pico deserve to live. Yes, you're right. Stai care, căcația cu tentacule? Exact, ăia robotici cu de... Aia gigantici care s-a făcut Amigo 2, nu? Nice. Alright. Aici îmi trebuie niște MLG trickshot skills. Hai, iPhone 360 acum. And... dead! Perfect. MLG, toată lumea să scrie no scope in the chat. Exact. Get no scoped. Hai că aia a fost șmecher, dou. Am început să folosesc arcul nu pe la perfecție, sunt toți un praf, dar un pic mai ok. Față de dățile trecute, ok. Ce noi trebuie să o luăm prin, pe acolo. Ha. Păi și noi cum facem asta? Presupun că trebuie să ajung acolo jos, să urc și să o iau. Aha. Uite un shrine acolo, cred că mă duc să-l iau. Nu. Deci iubesc paraglider-ul ca mecanică, deci bravo Zelda. He best. Fuyuhiko, sunt fericit pentru Fuyuhiko că a supraviețuit în Danganronpa. Era un as la început, dar era normal să fie as la început. Ok, Link urcă. Găsiți sweet spot. Deci uneori pe dealul găsești un sweet spot pe care poți să alergi și să-ți recapeți stamina un. Ce chiar șmecher. Și am învățat cum să bag golemii aia gigantici de piatră. By the way. Uitați shrine acolo. Nu știu dacă e făcut sau nu. Auzi, Radule, cum era? Astea trebuia să fie albastre ca să fie făcute sau... portocalică? Pe vedem, presupun. I have no clue either. N-ai ceva binoclu? Binoclu? Nu mă uitam niciun playthrough, deci... Bones! Bokubat, ok. Am zis așa, no spoilers for me. Shit. Nu mă mai interesează, oricum. Oh, nu, sunt 15.000 de bestii din alea acolo, what the fuck. Mi-e frică să nu trezesc vreuna. Aia nu sunt copaci. Aia nu sunt copaci, Rad, what the hell. Uitați o ciupercă pentru stamina. Stați să... sneaky. Ok, cum scoteam scutul așa? Dar cum scoteam scutul? Alright, o să o luăm și noi așa. Gen... Nu mă observați, băieți. A, uite, poate să fie un pic stealthy aici. Te pui pe burtă și gata. Poți să mă pun tot din verde. Asta e că zici așa ca observație. Da. Headshot. No scope. That's right, get no scoped. Oh shit. Cum mă luptam? De ce n-am nimic în mâini?
Și nu vreau să folosesc arma bună, ce naiba. Ce făceam ca să... Ce făceam ca să atac? Uite așa. Double kill. Yes, am luat scutul și am luat și club-ul. El. Ok, double kill. Păi, păi, talize. Alright, hai să-l ridicăm. Ok, hai să urcăm aici, shall we? E un chest care nu l-am deschis, dar... What? Nu pot să-l... Ok. Dă-i cu pumnul în el, ce naiba. Nu, că trebuie să bat toți ăștia care îl... Oh! Ho-ho-ho-ho, look at this shit. They're gonna be dead, kiddo. Ai, cred că te duci la... Uite, e... Ar fi fost tare, dar... Trebuie să urcați, băieți, și n-aveți cum. Vreau să-i dau în față, vreau să-i dau în fățău. Vreau unul acolo. Headshot. Arunc un pietre după tine. Nu-mi pas, că eu pot să le dau un headshot și sunt dead. Hai, veniți, hai, veniți încoa. Dau și așa puțin damage cu săgețile alea. Stați așa, mai am alte tipuri de săgeți, că nu mai am. Shit. N-am... Nope. Pot să arunc cu arme, nei, stai așa. Cum făceam asta? Presupun că n-a mers. Trebuie să sar după ei, dar nu vreau să sar după ei, no. Ok, you cannot have more hearts, well, fuck you. Alright, ce ar trebui să fac aici? Nu vreau să-i lovesc cu asta, cu lingurița, ești nebun. Alright, equip și equip. Și cu scuteam, nu fă o poză, Link. Alright, alright, băieți, băieți, putem discuta, putem discuta. Backflip. Rupe buceana, perfect. Și cum facem backflip-ul? Stați așa. Perfect. Alright. Shit. Nu mai știu controlele. Nu mai știu controlele. Stați așa, stați așa, băieți. Putem discuta. Putem discuta. Nu e nimic rău. Alright, alright. Crap. Uite, am găsit pe ce buton atac. Scut, scut, unde e scutul? Soldier Shield, am găsit un scut bun. Gata, e liber. Zici că e chestul din Clash Royale? Cine a zis? Nu zic eu. Ca... O mai am o mașină, cine a jucat eu Kai Watch? A venit Cringe back, hold the fuck up. Vormir, ca eu care v-aș păți ideea meu. Boko Club. Că vreau un joc, am văzut eu ce asta? Și a zis, el vreau pe ăsta, m-am pus în lista și s-a jucat. Ce Pokémon? Nu, eu care Watch. Oh. Opal, deci am... M-am chinuit așa de mult pentru ce? Pentru o piatră? I guess... I don't know... Alright, unde era shrine-ul ăla? Tot ziceam, ăla e turnul... Deci jur că era un shrine pe rând. But where? Colo, cred că acolo. Să nu fi fost turnul ăla și să vi zis că e un shrine. Eh, nu mai contează, noi trebuie să ajungem la obiectivul nostru. Și
și știu că ai switch-ul de ceva. Când joci Danganronpa? Switch-ul? Ue, n-am folosit chestia pentru că are cel mai cunoscut gen, că e o consolă și portabilă și așa, dar în rest e destul de bun, îmi plac controlorile. Faptul că sunt două bucăți care le țin în mâini. A, controlorile, cred că zici controlele, că ce-am pedalat. A, am pronunțat mai ciudat, scuză-mă. Uite, cine, ce era în computer pe mine? Vai de viața mea. Bă, sper că nu se aude nimic din camera cealaltă, adică... Ok, let's go. Nu cădea în apă, că nu am chef să urc iar. Jump. Scuze-mă, cu vocea mea moartă, dar străcica dracu. Ai, și tu ești răcit, nu știu ce. Am știut foarte multe persoane acum care sunt răcite. Oh, nu. Încarcă-te, Link. What? Gen, Link obosește într-una. Da, înțeleg, da. Asta mai știu dată, încarcă-te, Link. Da, pentru că, na, Link. Where's the power cable, mate? Ok, hai, o să am ceva de urcat pe acolo. Sau să fac o scurtătură. Gen, am făcut shrine-ul ăla, cred că l-am făcut. Hai să testăm, why not? Consumăm ceva timp și... Și eu. Asta a fost când... Back, Hello Garden, my friend, și sezonul gripei ca și... Că și eu sunt recit, oh my god. Let's go. Acum să fie făcut și eu să fie făcut drumul degeaba. Right, unde era? E un chest acolo sus. Hai să urcăm, I guess. Și vreau să obosească fix aici. Opal, ce-i cu tot opalul ăsta? Ce rol are el? Îți faci sabi de opal, nu știu. Și tu de unde ai învățat asta? Iar din Minecraft? Păi, probabil. Ia uitați, de aia ziceam eu. Wait, melodia asta. Astea sunt ruinele Lone Ranch-ului sau ce? Cred că sunt ruinele Lone Ranch-ului. Astea sunt ruinele din Zelda Ocarina of Time, sunt ruinele Lone Ranch-ului. Că se aude melodia pe final. Păcat că n-au nimic, dar bine. Radule, nu știu sigur, uite, cai aici și ar trebui să fie poarta mai încolo. Ok, vreau un cal. Cai, you are gonna... O să veniți cu mine că vă place sau nu. Step him in the butt. Calule, de ce faci asta? He fucked you up so bad. You are gonna be mine and mine only. Mamă, deci Link poate să... I found a Cubone. Hei, Cal. Alright, we're gonna catch up to him. Nu mă las, ok. Zic, ăsta-s... Cam auzit melodia pe fundal, cred că-s ruinele Lone Ranch-ului. Sunt sigur. Deci sigur. Îmi place că ai zis cred și după ai zis sigur. Sigur, pentru că a fost melodia, dar după nu văd poarta, că știu că era și poarta acolo. Păi da, dar totuși ruinele astea nu prea seamănă cu
culoare orange în sine. Trebuie să fie poartă, că atunci îți dai seama imediat. Dar poate fi. Păi... poate nu mai e poarta. Habar n-am. Mamă, poți să călăresc țapii ăștia? Da. Bune? Păi cum o făceam? Săream pe ei. Ar fi băs prea tare, ca un Pokémon, știi, cu skidul ăia. Aici știu că... înregistrez cai. Da. Înregistrez cai, the hell? Da, ții un cal și îi pui așa... cum ar fi îl înregistrezi să fie al tău. Oh. Și să-l poți chema când vrei. Elixirs? Can we keep... știu chestia asta că am văzut la... ce fac amiibourile și na, arată așa aici o parte. Oh, that's cool. Păi hai să ne ducem să vorbim. Hey tu. Welcome, will you stay in class regular? Păi nu vreau niciun pat. Păi vorbește cu el pe cealaltă parte, nu știu. Cealaltă parte. To my stable, ok. I haven't seen your face, you know. I don't, they allow me to explain. You can board a horse companion, ok. That's this? Exact, you can catch right here to register a horse. Catching horses? Ok, you can catch one, you have to approach it from behind and slowly so it doesn't hurt and then hop on it, ok. And the horse you ride starts act, try shooting it. It will eventually settle down and when it happens, bring it to me. Alright, am priceput ce trebuie să fac. Trebuie să aduc un cal, am priceput. Și unde erau caii, again? Caii cred că erau mai spre mijloc, ok. Holy hole. E blasfemie ce ai zis tu în secundă asta, este holy asshole. Te rog. Deci unde sunt? Ah, văd un cal, shhh. Văd un cal, I see a horse. Sper că e un cal. E un, este un cal, băieți. Uite cum săream, pix? Ok. Of course. Păi mi se aude zgomotul că e apă și na. Alright, băieți. Steady. Shh. Ok. Pe care să-l iau? Mount! Sutul, Sutul, what the hell înseamnă? Unde e Lu? Ok, percepui unde e Lu. Deci trebuie să apăs pe Lu. Ok, acum percepui ce trebuie să fac. Măcar. Ce n-ai? Cum adică sutăl? What the hell? Trebuie să țin apăsat sau? I don't know, tap it. Ok, o să încerc să țin apăsat acum. Nu. E sigur că o să meargă, adică e în apă. Sau mi se pare mie. E, și dacă mergi încet în apă, tot nu o să se audă cine știe ce. Sau cel puțin așa e teoria mea. But hey, that's just a theory.
A game theory. Thanks for watching. Oricum și broaștele cred că fac zgomotul ăsta când merg prin apă. Ok, dă să meargă. Băi, te-ai speriat? Nu a mers. Mi-a trebuit să apeși de multe ori. Da, uite, 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 cai sunt alți cai. Oh? Ia doi cai frumoși. Șase cai. Sunt decât patru aici de... Eu vreau șase, nu vreau patru. Șase cai frumoși, ăsta e frumos rău. Asta e frumos, zici? Da. Seamănă cu vacă. Și nu sunt aici, nu sunt aici. Nu sunt aici, nu sunt aici. Nu sunt țeapă. Uite, merge. Merge. Gata, acum e un cal. Un cal chiar frumos, dacă mă întrebi. Acum nu ni neapărat, bă, cât de frumos sunt, adică unii sunt mai buni ca alții. Că știi că poți dai boost-ul ăla, nu știu ce, pe ce buton apăsai. Pe A, apas pe A. Pe A, A, da, pe Yah, știu. Și merge foarte rapid, gen. Na, și unii au mai multe chestii de alea decât alții. Adică ăsta dacă nu mă înșel are numai două ori, din câte am văzut. Alright, merge așa. Atac și zâlu. No, I want to talk to you. Vreau să vorbesc cu tipul ăsta. Și zâlu pe ce e? Ok, tac și ZL. Welcome to our stable, ok. Register horse, gacha. Uite, ai zis tu că e legat, are strength, speed, stamina și temperament. Păi nu-mi pasă să aibă cine știe ce. Să fie frumos, asta începem iar. Exact, frumos, trebuie un cal frumos. Yes. Thanks. Oh, enter the name to your horse. Oh my god, puteți să-i dăm nume. Bonita. Bonita. Hai. Hai, nu, chatul. Chatul o să se decidă. Repideși. Jean. Mircea, gay. Trump. Biciclențiu. Biciclențiu e chiar șmecher. Da, știu, sună fain Biciclențiu. Nu fac, deci Vali are dreptate. Biciclențiu. Da. Pi. Ci. Plen. Dar în joc chiar poți fără rost de... A, nu-mi cape. Nu-mi cape. Nu. Jean, gay, Mircea. Epona 2.0. Dragnea, Dragnea. Dragnea rămâne. Dragnea, și mai și în cap e perfect. Laszlo, și Laszlo ar fi mers, dar trebuie ceva cu... Drag... I don't sure want to name this horse Dragnea, yes. Take horse. We'll see you next time. Oh, and by the way, I'll get separate when you, if you, you can whistle and you'll come running. Ok, deci dacă apăs jos... But your horse is not, he can hear you if you are too far away, so do keep that in mind.
Ok, perfect, avem un cal. Tata așa să plecăm de pe cal și să-i dăm ceva de mâncat. Da, cred că zici că-i faci o poză. Hold. Ar fi o stare o poză, două. Here we go. Ce fain e să mergi prin Rock Tunnel fără repeluri. Știu, foarte fain, cred că toți ne putem. Ce joc e asta? Zelda Breath of the Wild. Zelda Ocarina of Time. Că tot se aude team song-ul de la Lone Lone Ranch pe fundal. A, nu putem să mergem aici că nu știu ce țepi. Ba putem cu un mic truc. Dacă spun că putem ajunge acolo cu un mic truc, mă credeți? Alright, so ce trebuie să facem? E pe ce săream? Pe X. So, ne trebuie ceva care să dea foc. Care să ia foc pe scurt. Equip, perfect. Ne trebuie o sursă de foc și uitați ce o să facem. O să dăm foc acolo. Perfect, okay, uitați. Deci noi o să dăm foc la iarbă, o să sărim și o să activăm chestia aia. Paragliderul. Deci o să fac un curent de aer. Dezechipăm, sărim și... Perfect! Și așa o să ajungem acolo. Că nu trebuia să ajungem. Păi și cum ne va ajunge acolo dacă nu faci chestia asta? Eu presupunerea mea e că trebuia să faci un quest ca să cadă țepii ăștia. Asta sau chiar era intended să faci chestia asta. A, credeam că e item. Sau poate un item, vorba ta. Păi nu știu, că dacă ar fi item, nu crezi că ar trebui să îl folosești aici în shrine? A, ar fi fost o idee, gen un item, să fi fost item înainte și eu să nu pot trece de shrine-ul ăsta pentru că da. You said when you shine you I had that, then you heal I offer you 3 trial. Da, am priceput, nu vreau să mai văd cutscene-ul ăsta. Nu mai e pedestalul ăla pe care ne puneam chestii și ne făcea nu știu ce chestie. Well, nu e, I guess. Asta ar merge cu... Oh, shit! Cum făceam asta? Ha. Gnosis. Nu vine calul după mine aici, din toate părțile. Alright, Crinosis, let's go. What? Deci e o șmecherie, poți să îngheți apa. Și aici cred că trebuie să fac același lucru. Numai ca așa. But sideways. Exact, sideways. Dacă n-aș muri, you know. Dar să fii atent la health-ul meu să nu mor din greșeală. Oh shit. Dacă mai cad o dată sunt dead. Asta dacă nu mănânc ceva rapid. Ce mâncăruri am? Bă, dar astea sunt prea bune ca să le... You know what? Speed up? Păi l-am irosit degeaba atunci. Alright, Crinosis. Perfect. Și acum ce trebuie să fac? E ăla cu bila aia care trebuie să cadă acolo? Cred că e ăla cu bila care trebuie să cadă acolo. Aoleu. Adică nu cred că o să fie cine știi. Mi s-a făcut netul mai de căcat și acum arată super de căcat și rescriu nu. Ce?
Ce era aia, n-aștiu, what? Freddy Royal Gamer-ul... Freddy a venit... Bă, cine e Freddy? Că a mai venit dinainte sau holy shit? Ce era, ce are n-aștiu, what? Să nu spui că avem un... avem Clash Royale aici, holy shit. Ok, cum controlam chestia asta? Trebuie să iau jos pe acolo? Ce papuci sunt aia pe Link? What? Ce papuci ai? Sunt cumva Abibas? Abibas, holy shit. Nu, 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 nu. Cum făceam puzzle-ul ăsta? Ia să zic o poveste. Aud. Super ăsta. Nu mai contează. Ok, deci eram în mall la Corești, nu știu dacă știi unde era. Bun. Și eu ca un nou lifer ce sunt, m-am pus pe chestii de aia de acolo, niște chestii pe care te pus pune mari. Și am scos Nintendo și m-am pus să mă joc niște Ocarina of Time. Și vine un pungi la mine și mă treabă, ăsta e nou Nintendo Switch, fac el, nu. Fac el, ce te joci acolo, e cumva de Legend of Zelda Breath of the Wild și fac Ocarina of Time. Shit. Cam atâta. Is there any difference? Right, dar cum fac chestia asta? Adică pot să mă duc eu de pe acolo să... Am vreo chestie care mă ajută să... Stasis, Magnesis, Magnesis? Ce să activez cu Magnesis? Asta? I don't understand. Asta, cumva. Mingea care vine. Stai, waiting for the perfect moment. Nu. Ce ar trebui să activez cu Magnesis-ul? I don't get it. Spamez peste tot, știi? Nu ca știi de ce spamez. Dar ce trebuie să fac? That's what I don't get. Anyway, e o chestie sus acolo care cred că trebuie să la care cred că trebuie să ajung. So, schimbăm? Nu poți să faci scări din chestia aia să ajung la ea. Chiar nu știu. Adică dacă ai făcut una, următoarea se strică. Chiar nu știu. Aim underfoot. Asta e că trebuie să... Ca să fac una nouă trebuie să gen distrug pe prima. Da, deci n-ai cum să faci scări, decât dacă... Ok. Go for it. Shit. Shit. Păi că erai ok acolo. Ok, zici, păi... Ok, la ce folosesc eu cheia asta? Nu, am zis, faza e că erai ok. Adică picase pe chestia aia și... Well crap. Trebuie să-mi registrez chestia aia acolo? Hold up. Nu trebuie. Credeam că la unele din astea era o chestie acolo care trebuia să o registrez. The Legend of Zelda, Breath of the Wild, 10 out of 10. Yes. Nu. Ok, freeze aici. Uita să sari.
Perfect. Perfect. Acum dau shelter la aia. Dau shelter la asta. Dau aici. E cam jos. Poți faci câte două de dată? Da, am observat chestia asta acum. Și ce mai fac este una aici. Cred că trebuia un pic mai jos. Da, că poți să mă cațăr pe ea. Ah, ok. Și ce se întâmplă acolo, că nu pricep Minecraft, nu știu, Minecraft de pe Google Play, de cringy serie, oh my god, ești maker în alfabet, zic eu că am poză cu aia, mă Fred, cine? Când o să fie următorul live, chiar nu știu. Nu am program sau ceva. Purple lupi, deci toată munca asta pentru niște rupiuri. What? Zici că iar topaz de la. Ar fi fost tare, chiar un coșmar. Ok. Și ce o să fac? O să încerc să urc până sus. Că observa aici șmecheria. Deci spargi pe aia de sub tine și urci pe aia de lângă tine, știi? Că nu are limită de timp sau ceva. Deci urcăm aici. Activăm. Dar nu înțeleg unde vrei să te duci. Păi nici eu nu pricep, dar cred că e ceva sus. Că văd că poți să te urci sus. Ok, deci iubesc cum arată chestia asta de gheață. E awesome. Ok, hai să spargem asta. Cam plictisitor știu, dar n-am alte opțiuni. Mă, da, ai altă opțiune, să cauți pe Bing. Ar fi o stare să mă împingă. Ok, cred că am ajuns, da, am ajuns. Nu, nu o sparge sub tine, Link. Nu fii deadass. Ok. What? Nu poți să sari? Oh my fucking god. Măcar a avut vreun rost să ajung aici. Trebuie să ajung acolo? Adică... pot să folosesc paragliderul să ajung acolo, cred, dacă am suficientă înălțime. Geometria mea nu spune că nu prea e destulă, dar încearcă că doar nu ai altceva ce face. Exact. Poate mi-e frică dacă schimb pe altă chestie. Ok, pot activa ceva de aici. Poate-mi da altă perspectivă, dacă știi tu. Adică altceva nu mai am de făcut. Gen, altceva, alte opțiuni nu prea am de făcut. Well, piolo, alte opțiuni nu mai am. Dap, ai dreptate. Geometria mea a fost corectă. A fost. Nu pot pune o bombă aici ca chestie. De ce mereu activez aia? I don't know. Drop. Și eu ce trebuie să fac? Chiar, adică nici măcar nu pricep ce trebuie să fac aici. Nici măcar un picior ce ar trebui să fac aici. Adică să folosesc aia ca să blochez mingea. Oh. Mă, cred că am priceput. Am priceput, hold the fuck. Uite-o, mă. Uite-o, perfect. Cred că mai lasă, da? Așa și blochez și acolo ca să nu se balanceze.
Că vezi că e așa. Sau, nu, e bine. Sau, și să se ducă și acolo. Olda. Da. Ești cumva prea departe? Trebuie să... Aha. Ia uite. Perfect. Jackpot. Jackpot. Eu am crezut că trebuie nu știu ce chestie. Nu, ia uite. Perfect. Easy. E easy, gata, mă. Și mă gândeam, bă, ce ar trebui să fac, nu știu. Soluția era acolo nu știu cât timp. Oh shit. Uite. Adică asta a fost intenționat așa pentru amintire, nu a fost... A fost, da, nu, păi ca să ne amintim. Da, ca să ne amintim. Ce, a făcut-o intenționat? Da, 100%. 100%, yes. Examin. Your resources is overcoming po... Apa, Freddy Rory. Da, pe scurt am priceput, am primit un spirit orb. May the god smile upon you. Yes. Nu mă interesează cutscene-ul ăsta, pentru că e același mereu. Păi mai avea un card de la. Un ce? Un orb de la. Păi când ai 3, din câte știu, poți să alegi dintre a-ți mări stamina sau a-ți mări inimile. Trei. Da. Și vreau să-l număresc o dată la 4, că nu mai suport. Just Cake Royale, Lepel, Hello. Uite, asta trebuia să fac, să fac trucul cu focul, pentru că acum au dispărut alea. Corect. Anyway, trebuie să ne îndreptăm spre... Mama, acel sunet de Game Boy, it's... Stai, am, dar nu, e Game Boy Advance SP. E Game Boy Advance? Da, ce? E era Game Boy Advance? Da, e Advance, da, na, are numai de Game Boy original. Deci au făcut porturi tipii ăștia, sau? Nu, dar poți să joci jocurile de Game Boy normal pe Game Boy Advance. Ah, e backwards compatibility. Da. Îți place GTA 5? Na. Nu mă interesează. Dar de unde știi că nu m-a ceva pe mine, măi, ăsta. Oh, shit, am ajuns la Vedra Town. Well, shit. Acum să sperăm okay. Că... Ce? Wait, what? Ce se aude? Ce se aude? Cred că-i muzică de fundal, nu-i aia de boss fight. Stai. Am ajuns la Vedra Town. Băgăm volumul la maxim. Oh shit, it's going to make me suicidal. De parcă nu eram deja, top kick. Yo, all box, yo box, Discord. Ok, a venit de cuie, băieți. A venit. De ce urăsc eu provocările? A, bună seara. It's here. It's here, boys. Stai, n-aveam noi măpii și mă doare, grupul ăla. Invite to server. Nu invite to server, ce naiba. Cum adăugam oameni? Mă pii și mă doare ăsta. Dar cum adăugam oameni, că vreau să știu eu. Plus. Don't leave me height. Se spune că l-am iurit pe persoana, ok. Tot trebuia să... Hey, Box? Hey, Boss! Holy shit! De când nu te-am mai auzit? How the fuck? Sună... Nu pot să-mi dau seama... Fuck, ai Discord-ul meu închis! Ăsta închide chestia, hai repede că ai Discord-ul meu! Oh shit, am închis-o! Nu trebuie să o zici, acum e psihologie inversă, mate! Oh fuck, man, ai fost să uite! Nu contează, nu-mi pasă, că oricum nu stau pe Discord. Ok. A fost balul băbășelor la voi? Oh my god. A fost oribil, mate. A fost oribil. Am
Aha. Nu, am sărit de pe cal, nu trebuie să fac asta. Eu, adică, eu am considerat... Deci, balul de la liceul meu nu a fost numai gay, în sensul ăsta, gen, calitativ. Nu calitativ, de preferință, a fost oribil. Ia, de cuie, povestește tu, că tot trebuie să fac drumul ăsta până în... Am fost la un bal, Despacito. Oh. Am fost la alt bal, Despacito, sfârșit. La mine trebuia să vezi coreografia asta, deci a fost... Ai văzut, bă, The Sex Offender Song? Ducue? Hello? Ai văzut da, de... Deci, ăia aveau o coreografie mai bună decât au avut colegii mei de la Miss și Mister, că au fost puși să danseze, știi? Deci a fost oribil. Deci a ieșit. Oribil. Bă, a ieșit. Cum a ieșit? A ieșit, a ieșit. Holy shit. At him back. Poate are vreo problemă să fac adăuga el înapoi. Faza e că nu mai văd share screen-ul. Nu, nu, calule nu te duce în foc, nu fi. Cal, te rog. Uite-te și tu ce face calul. Păi nu văd, aia e problema. Mi s-a stricat share screen-ul, nu mai mere. Oh, crap. Mi se carcă la infinit. Locat. Wait. Oh, hold on. Let's try this now. Ce plictisitor, though. Alright, am revenit, boys. Haia. Ce fain. Ok, am revenit. Asta-i, am mai multe rupiuri. Cred că pot să -mi iau haine șmechere. Stai așa. Hello, my waifu. Ce vreau să-mi iau, ăsta deja le am. They are expensive as hell. No, thank you. Sau pot să vând chestiile alea? I wanna sell. Mister, you are here. După ani și ani. Stai puțin, unul de la... Din Sex Offenders Song, Shuffle, era fucking... Chiar e sex offender? Nici eu nu știu dacă ori o fi o parodie, ori chiar sunt sex offender puși ca pedeapsă să... Adică, frate, cea mai bună pedeapsă ever, dacă mă întreb pe mine. Opalul nu costă mult, deci nu pot să-mi iau tot setul. Așa, n-am updatat pe nimeni pe YouTube în mult timp. Ăsta... Deci cred că o să mă întorc pe YouTube în curând, nu știu. Asta e a treia promisiune pe care o fac de genul ăsta. Ai zis că crezi, n-ai zis... Da, sper, dar sper totuși să găsesc timp să mă întorc. Au, și poți să pun calul ăsta. Dar nu știu, fatin, văgându-se în cale, sunt sigur că înțelegi. Am ajuns iar aici. Nu, adică, frate, am trecut de la făcut videoclipuri la făcut live stream-uri. Da, când nu ai timp, e mult mai ușor să faci live. Logmentos complet. Ne poate să fac și eu live-uri la un moment dat, jucând Minecraft. Adică Minecraft ar fi cam singura opțiune. Aha, this is that camera pieces that used 100 years ago. Ai terminat Ultrasan? Nici măcar nu am început Ultrasanul sau Ultramunul. Aștept să-mi vină acum. L-am dat precomandă acum 2 secunde. Captured memories. Pocket-ul Bingu e cam mort. TBH. Ăsta din România cel puțin.
I mean, e o comunitate foarte mică, mică de... Nu vreau să fiu rău, dar persoane destule mici. E mic, e mic, dar... Dar? E mic, dar înainte măcar mai aveam, eram eu, erai tu, era Adi, dar acum nici abia dacă postăm. Eu pe Mr. Curins n-am mai postat nimic. Deci pe scurt timp, când influența noastră a scăzut, ca concluzie... A murit fucking comunitatea. Exact. Ok, what's this place? Oh, asta e de la început. I get it. Box, am o întrebare. Cine e ăsta? My sweet revenge? Asta e Radu. Radu. Ce, nu spune nimic? I don't know. De ce calul stă aici? What the hell? Stai, au adăugat share screen la... Calul, stați un pic. Calul ăsta e un caracter într-un anime, stați așa. Stați un pic, calul ăsta e un personaj într-un anime. Hold up. Hold up. Look at this. Save. Well, let's go to that place then. Real Divine Beast, Oa Shrine, Job Inside, Great Plateau Tower. Unde e Ganon? Dueling Peaks Tower, Great Plateau Travel. What? Cine s-a deconectat? Rapping for Jitter, Studera, Aero, Poza de Juni, Amuzant, Rău. I don't know why. Frate, rău, îți place Pokémon? Pokémon. Vorbiți românți. Oli, hai, trebuie să fii un troll, Freddy. Trebuie să fii un troll. Trebuie să fie Freddy troll. A, aici plouă. Great. După ce am rămas traumatizat de data trecută. Oh my god. Mai și plouă acum. What? Aș fi făcut un live care să plea plictisit de viață, dar după aia analizat, asta e. Netul meu de pe telefon. Mai bine nu. Ok, în față la Ganon Tower. E o amintire. Adventure log, inventory system, nu mă, aici. Bărbă, revin. Ok. So, pietrele astea în fața... Ok, unde sunt pietrele astea? Let's go! Ifea a zis că există de joacă Pokémon și de aia mașina peste el, deci nu jucă prostia aia. De e-mail? Nu mă, Freddy trebuie să fie un troll. Neapărat. E doar așa de perfect. Poza aia de profil cu Final Fantasy Freddy, toate chestiile care le spune. Perfect. Ok, let's go. Ha? Ok. Nu e zona asta?
Ok, așa arăta. Dar sunt decât ruine acum. Dar de ce perspectivă? Ok, asta e greu. Ok, how the hell would I... Shit. Shit. N-am nimic care să-mi dea stamina. Acum rapid. Nu aș încă deși rezolvi din mea la altă. Move more stealthy. Ok. Haste effect. Complex taste. Shit, n-am avut ce să fac. Ok, let's... fulger. That's not good. Încearcă să marcheze ceva fulgerul ăsta. Shit. You can't carry more melee weapons. Well, hai să scăpăm de una. Fuck this shit. Oh. Ok. Drop. Rusty claymore. Drop. Ok, deci în fața turnului. Nu cred că e mai aproape. Stați așa. Nu, păi ăsta e un deal și n-are cum să se vadă. Mama ta, filmez pe un videoclip acum. What? Trebuie să fie, n-are cum să fie de pe un deal pentru că nu se ved, nu se văd dealuri în față. Dar totuși de unde? Se întâmplă toate chestia asta de acolo, din ruinele alea? Since Dracta couldn't hear you. Of course he couldn't. Wait, fulgerele unde lovesc de obicei e ceva acolo. Crap. Adică câte persoane te fut într-o zi? Oh, snap. Ce era putting the real questions here? Oh. Hello there. Deci sunt trei pedestali din fața castelului. Care unde era? Uite la acolo. Dați pe voi, Poldo. Pe voi, Poldo. What the hell? Am donatica. Nu mă, Freddy trebuie să fie un troll. Hold up. Accesează canalul. Let's see. Eu joc Clash Royale și FNAF. Nu trebuie să fie un troll. Oh, snap. Wait, electricitatea de cât îți ia din stamina? What the hell? Aia sunt pedestalii. Wait, what is this? What is this crap? Wait, n-am nicio chestie echipată. Echipă și tu sabia. Ok.
Asta a fost interesant. Oh, look. Pe aici oare? Că pe aici sunt rămășițele unor străzi. Ia stai, trebuie să văd din nou poza aia. E de departe, dar sunt copaci în față. Ce aici sunt copaci în față? Chiar trebuie, chiar am trebuit niște skill-uri. Vezi canalul în descriere, nu merg cu la unul de regulile nostru. Faci o serie de Undertale Genocide Root. Am făcut deja. Dar n-am putut bate pe Sans și am pierdut salvarea. Deci va trebui să iau o salvare de pe net sau ceva dacă chiar vreau să fac. Uite pe Destali! Aici! Cred că aici e. Cred că aici e. Nu delete, ce naiba. Deci stătea în fața castelului Cenașa. Păi, ok, cum atunci? Oh, nu, hai să nu. Hai să nu. Uite, ai acolo, 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 am găsit locul, perfect. Nici eu l-am trecut de sens. Uite, uite, acesta e locul. Dar să fim și noi. Sneaky un pic, că e chestia aia acolo. Yes, we're getting close. Perfect. Recall. Perfect. Am găsit-o. Thomas Vlogs HD. Ce nume ai, lol? Ești gay? What the hell? Alright. Prima amintire. Let's go. For your protection, and we hope that the two of you will grow stronger together as one. Okay. And if you ask me, the whole thing does seem to be overkill. I think I'm on the same page as the princess regarding this boy. Oh, give it a rest. That boy is a living reminder of her own failures. Well, at least that's how the princess sees him. Okay, that was it.
So, asta a fost o amintire de-a lui Link, din câte puteți vedea. Uite ce naiba se întâmplă, shit! Ok! That was, wow! Continue. Damn it! Damn it! Am uitat. Am uitat. Alright, sunt aici. Fugi, fugi. What? Fuck. Okay, fugi. Damn it. Ce cu Zelda mi-a jucat-o? Ocarina of Time și Minish Cap. Se pune mult filmețul cu Rafael și Boții. What? Nu, trebuie să fie. Trebuie să fie un troll. E prea perfect. Când dai click pe canalul său, vezi, eu joc Clash Royale și... Da, deci e prea... E prea perfect pentru un troll. Travel. Ce are noi suntem? 69. Yes. 69. Ok, am scăpat de tipii ăia și așa am făcut rost de o amintire. Urmează asta. Dar unde era asta? Sau unde era asta? Multe chiar nu le știu unde ar fi. Asta e lângă castel? Stai, astea sunt din zona asta? Văd o statuie a unui cal aici, nu știu unde era. O să caut eu să văd unde sunt amintirile astea. Off camera. DLC? What the hell? Niciun DLC. Ability controls, return to title screen. Alright, hai să punem... Eu zic să ieșim. By the way, dacă aveți cumva Switch... Welp, uitați friend code-ul acolo. So yeah. O să accept cererile în caz că aveți vreun Switch sau ceva. Și ce mai joc? Well, I mean, ce opțiuni mai am în afară de Zelda și Fire Emblem Warriors? Și rest am jucat ăsta, câteva demo-uri. Și când era Arms de Spanciu, nu prea m-a pasionat, să vă spun. So, yeah, cam ăsta e și live-ul. Te caut pe site-ul de la Nintendo. Fair enough, adăugați-mă în cazul ăsta. Cam ăsta a fost live-ul. I could say... A făcut și treaba mai important să clarific, să vă povestesc despre balul bobocilor și mai departe. N-a fost cine știe ce. Anyway, am văzut Game Awards-urile. V-am arătat la ce dau. O să și postez un videoclip.
Și ne vedem data viitoare. Bye bye. By the way, văd că deja ne apropiem de 560 de abonați. V-am spus, când ajungem la 600, avem un Discord public. So yeah, o mică chestie acolo. Bye bye.